De ce eu nu pot să cred că au trecut timpul ăsta atât de repede și duminică spaștile? Trece, mai ales când nu faci nimic. Adică? <laughs> Doar ziceam așa. Da, ai zis cumva, adică ai zis-o cumva la adresa mea acum, că eu nu fac nimic, că eu amân, că eu pierd timpul, știi? Stai așa, ce te tambalezi atâta? Că e numai o masă de pași, nu-i Așa, bun, și cum o rezolvăm? Ca anul trecut o rezolvăm. Vine mama pe la noi, ne aduce niște sarmale, niște cozonac, niște miel, niște două, trei ouă, sparge și nu știu și uite așa, așa. Se și paștele. Și bei ca anul trecut, chemăm ambulanța ca anul trecut, foarte frumos. Aia, zi, 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 zi tu că tu le știi pe toate. Mersi. Deci am văzut o ofertă pe net și îi zice așa, Uh, șef, șef la tine acasă. Trebuie vorba despre mine, nu? da, că tu ești mare șef, într-adevăr. Mă rog. Nu, uh, și despre ce e vorba? Vine la tine acasă un șef, un bucătar și îți pregătește masa de Paști. Mă, nu sunt rău de băut, aduce. Mă interesez. Și am văzut că e efectiv numai în jur de 1000 de euro cam. <coughs> 1000 de euro? Cât un Golf 4 din 2000? Vine la noi în casă un șef, un bucătar și îți pregătește masa de Paști în 4 ore. Da, și dă și colebil de bani ăștia, nu? Și gândește-te cum deschidem geamurile, nebunim vecinii cu mirosul. Tu... Tot... Păi de mine, dar asta nu-i bucătăria asta, e coteț. Cum o să mă descurc aici să gătesc? Am pentru un ochi și un ceai cât e să facă. Adevărul că o frumusețe ca dânsa nici n-are ce căuta într-o bucătărie. <laughs> Mulțumesc frumos! <laughs> Vezi că te întinzi. <coughs> să ne întindem, să facem miniu, să vedem ce vă pun pe masă în ziua de Paște. <gătășnițele>, niște șnițele, niște chiftele, de astea. Du-te, domnule, asta nici bunica mea nu mai gătește. Ceva modern am dorit. Propun volovă cu creveți și pesto. Mamă, cât de bine sună asta. Ce e ăla? Pe păi e, cum să vă explic profan, e o coajă în care pui creme, sosuri și creveți. Adică 2000 de euro pentru niște coji? Bun. Miel. Mielul. Cum să fie mielul? Miel, da. Miel. Vreau friptură de miel, vreau prăjitura de miel, vreau cotlet de miel, vreau... De tot vreau de miel. A, miel nu o să avem. Am preferat curcanul. Păi m-am cam lămurit <cute> cu gusturile noastre. Adică? <cute> Astăzi v-ați uitat în oglindă? <cute> și de băut? A, am un vin foarte bun de la domeniile... E perfect, e perfect. Puneți în pahar. Bun, am reținut. Deci, trei platouri cooperative, că poate vine familia de la înviere, trece pe la voi la un blanc pascal, prăjitura e din partea mea, totul despre miel, vinul, gata. Super, și începeți acum să gătiți sau... <laughs> să vă consumi o gazul, să vă murdărez vesela. Sunt un prieten care le pregătește pe toate și așa până într-o mie de euro le aveți pe masa de Paște. Și noi vă dăm o mie de euro până... Pe... De ce? De șef. Mai sunt 3 ore și 55 de minute pe care le petreceți cu mine. O să facem și poze de Instagram, dar spuneți ce doriți să facem. eu propun să ne dați 500 de euro înapoi. Mă nu fi țăran, ce ai? Hai că găsim și noi sigur o activitate împreună. Corect! Haideți, cine mimează mai bine, dar presim că vă bat pe tot. Eu mă bag. într Într-o asta am plătit 1000 de euro, o să jucăm activity.